De ieri a fost la voi la Concordia Chiajna. Da. La un moment dat a apărut informația, el a spus că se retrage din fotbal la 26 de ani. Da. Care e situația lui? Ieri președintele vostru vine și spune că o să-i mai dea o șansă sau echipa este dat, grupul este dator să-l ajute în momentul ăsta, că n-ar fi corect să renunțe. Vorbind înainte cu președintele, înainte de a-l lua pe Adi Petre, am crezut și credem încă în el, pentru că am văzut niște calități la el și fotbalul nu poți să-l uiți peste noapte. A fost o decizie a staff-ului cu noi, când am dat afară 3 jucători, după care am văzut cu președintele că Adi Petre chiar ar vrea să se retragă și am spus de ce să se retragă, că ar putea să vină și să mai încerce să revină la ce a fost. Adică eu încă am încredere, președintele are încredere în el și vrem să-l ajutăm, pentru că, după părerea mea, este tânăr încă și mai are de demonstrat în fotbal. Cu toate că multă lume nu a renunțat la el, știu foarte bine, am văzut, dar sunt și oameni care încă îl încurajează și încă ne-au spus și nouă că facem bine ceea ce facem. Și aici, uite, ai 2 foști fotbaliști care poate să-mi confirme că fotbalul nu poți să-l uiți peste noapte și calitățile nu ți le ia nimeni. Doar este un blocaj, probabil mental, care noi ar trebui să îl deblocăm cumva sau să îl încurajăm mai departe să ajungă unde a fost. Pentru că, după părerea mea, a fost un fotbalist și este un fotbalist care are câteva calități. Te întreb, dacă el nu venea cu anunțul ăsta, da, azi mai era la Concordia Chiajna? Nu se știe niciodată. Că pare că anunțul ăsta a venit așa ca un șoc și v-a deblocat pe voi. Nu se știe niciodată. Noi, în momentul de față, nu prea avem atacanți. Și chiar am căutat, chiar am discutat cu staff-ul, cu președintele, cu toți din club și nu n-am găsit. Și nu poți să stai într-un singur atacant. Și atunci de ce s-a dorit să renunțați la el? Nu putem să spunem toate problemele care au fost la club. Am fost în discuții și cu alți atacanți care n-au venit. Trebuia să vină și n-au venit. Și atunci am luat decizia de a-l reprimi înapoi. Vor mai veni jucători și astăzi au venit 2 jucători noi. O să-i vedeți dacă putem să-i rezolvăm până la meciul de sâmbătă. O să-i vedeți pe teren. Deci, în momentul de față, Adi Petre este în continuare la Concordia Chiajna. Ați vorbit cu el, a renunțat la ideea asta de a... Da, a renunțat, se pregătește cu noi și mai departe totul depinde de el. Lucian, cum vezi tu un jucător la o vârstă... Tu ai jucat până la 38, ai jucat, deși ai avut accidentări în carieră. Cu două cumpene, la 27 și eu am vrut să mă retrag, dar din motivele de accidentare, din motive de sănătate, lucru care m-a împiedicat cumva să mă dezvolt mai mult. Doar că neavând încotro, am reușit cumva să mă, cu regretatul domn Pădureanu, să-mi reinventez cumva cariera. Cred că este și fila lui de poveste și modul pentru care s-a apucat de fotbal și pentru care fotbalul îl pune în niște situații în care el trebuie să aleagă. Cred că din punct de vedere fotbalistic are calități, dar din punct de vedere mental încă nu este pregătit și încă nu are vârsta suficientă de matură ca acest băiat să știe că trebuie să lucreze. Aici i s-a întins o mână și nu cred că i s-a întins o mână doar fiindcă a ales să ne spună că se va retrage. Ar fi păcat pentru un talent și o vârstă, și vârsta pe care o are, ca acest copil să retragă. Frumos din partea acestui club că încearcă cumva să-i reinventeze cumva cariera, dar nu mai ținem doar de club, ține și de modul lui de a se antrena și modul lui de a demonstra. Nu este un jucător care să aibă o carieră foarte liniștită așa și cumva fluidă. Văd că la el este cu suișul coborâșul, pe care dacă nu reușește mai să... Mai repede a fost un coborâș continuu din momentul din... Da, și uite că din vârf, unde era la un moment dat, am spus mai devreme, transferul la FCSB, el tot a coborât și a părut că nu-și găsește loc în fotbalul românesc. Deci un băiat liniștit, un băiat educat, n-a făcut probleme pe nicăieri.
Dar uite că emoțional nu este pregătit să lupte. Și ca să fii atacant, să dai goluri, trebuie să lupți. Mai avem aici câteva meciuri și am jucat în compania lor cu o foame și cu o putere de a, de a demonstra până și la miuțele astea că fotbalul e fotbal. Așa și acest băiat trebuie să-și dorească mai mult de la fotbal, fiindcă fotbalul i-a dăruit, nu o să-i mai bage în traistă. Felicitări lor că încearcă cumva să înțeleagă că din punct de vedere mental este o problemă la acest copil. Dar de aici încolo el trebuie să rezolve el cu el problemuțele și să reușească să demonstreze că atunci toată lumea se va îndrepta cu ochi frumos spre el. Marius, tu cum vezi, pentru că ești atacant, fel ca Petre, unde crezi că s-a pierdut în drumul ăsta și a început acest declin care pare de neoprit cu această idee care i-a intrat în cap să se retragă o știre care într-adevăr a șocat din Danemarca până în România, a șocat pe toată lumea. M-am mirat și pe mine vestea, mai ales că n-a avut accidentări foarte grave. Dacă avea accidentări foarte grave, mai era de înțeles. Ce trebuie? Care-i declicul? Să ai nevoie să ieși din cumpăna atacant, asta în care intri? Ca atacant, probabil. Ca atacant să joci, să dai goluri. Probabil de, în 2019, unde era pe un vârf foarte sus, cum ai zis și tu. După aceea, ușor, ușor, nu au reușit aceleași performanțe, pentru că totuși era un grup unit, intra mereu, chiar dacă nu era tot timpul titular în acea echipă, el intra și marca. E un alt tip, un număr nou, un tip care trebuie să-i aduci mingile acolo să marcheze, nu e un jucător care să creeze el. Uite, fac o paralelă, majoritatea jucătorilor din echipa aia au reușit, s-au maturizat. Din nefericire, la el încă nu s-a maturizat, probabil mai întârzie un pic. Dar acum, cu acest șoc, că ne-am mirat pe toată lumea, cum ai zis tu, din Danemarca, bună în România, plus mâna de ajutor pe care i-a întins-o clubul, aici trebuie să-și dea un restart. Și cum a zis și Lucian, și sunt perfect de acord cu el, doar el singur poate să-și dea acest restart și să o ia practic de la zero, să uite ce a fost, că dacă se întoarce în trecut și face comparații, nu pleacă de acolo, practic nu o să avanseze. Dar rămâne de văzut. Eu cred că are norocul cu Gabi Tamaș, care a fost un fotbalist, nu mai trebuie să-i enumări eu CV-ul. Știe foarte bine ce înseamnă momentele bune și mai puțin bune și îl poate ajuta în sensul ăsta. Dar, cum zicea și Lucian, depinde numai și numai de el.